Salutare dragi prieteni și bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete. Astăzi vom vorbi despre 10 lucruri pe care nu le știai despre Stalin și despre faptul că Stalin avea o iubită de 13 ani, acesta fiind unul dintre secretele lui Stalin, aflat după moartea sa. Dacă ești pentru prima oară pe canalul Adevăruri Secrete sau încă nu te-ai abonat, este total gratuit, apasă butonul roșu de subscribe și clopoțelul, astfel încât să fii notificat când lansăm materiale pe care nu ai să le găsești în media coruptă din România. Haideți să vorbim pentru început despre comportamentul nu tocmai moral al tătucului Rusiei. Istoricul rus Boris Ilizarov a descoperit cu câțiva ani în urmă un vechi document KGB. Documentul relevă că cel privit de către toată lumea ca drept un model de moralitate pentru întreaga națiune a avut o iubită de 13 ani, căreia i-a făcut și un copil, dar Stalin i-a abandonat, bineînțeles, pe amândoi. Potrivit documentului, Stalin a avut o relație intimă cu Lidia Pereligina, de 13 ani, cea care l-a născut pe Alexander în 1916, când Stalin era exilat în Siberia. Dictatorul sovietic, cu 20 de ani mai vârstnic decât micuța Lidia, fusese arestat de autoritățile țariste în 1913 și exilat un an mai târziu pentru activități revoluționare, în localitatea situată aproape de cercul arctic, Cureica. Aici a cunoscut-o pe orfana Lidia, căreia, după 2 ani de conviețuire, îi promitea că o va lua de nevastă. Stalin făcuse promisiunea deoarece relația lui cu tânăra fată ajunsese cunoscută de autoritățile locale, care l-au amenințat, bineînțeles, cu închisoarea. Documentul incriminator a fost redactat de KGB abia la 3 ani după moartea dictatorului, adică în 1956, când succesorul său, Nikita Hrușciov, făcea eforturi de a-l discredita. Totuși, informația nu a fost făcută publică, documentul rămânând în arhivele secrete ale KGB-ului până de curând. Haideți să vedem acum și 10 lucruri mai puțin cunoscute despre Stalin și adevărurile ascunse din viața lui. Iată câteva lucruri mai puțin știute despre Stalin, dictatorul sovietic care a terorizat lumea. În copilărie, Stalin a cântat în corul bisericii, iar mama sa l-a îndrumat spre o carieră de preot. Stalin a ajuns însă unul dintre cei mai temuți tirani ai secolului 20, Iosif Visarionovici Stalin, născut în anul 1878 și a murit în anul 1953, a fost liderul necontestat al Uniunii Sovietice, timp de peste 3 decenii, până la moartea sa și a rămas în istorie drept unul dintre cei mai temuți dictatori ai secolului 20. Iată câteva detalii mai puțin știute despre Stalin. Să vorbim un pic despre handicapul care i-a salvat viața. Stalin s-a născut într-o familie săracă în orașul Gori, Georgia, având un tată alcoolic și violent și o mamă spălătoreasă. La vârsta de 7 ani s-a îmbolnăvit de varicelă, iar afecțiunea i-a lăsat urme pe chip pentru tot restul vieții. Totuși, fotografiile îi erau editate, astfel încât urmele vărsatului să fie ascunse. La vârsta de 12 ani a fost rănit grav de o caleașcă, iar în urma accidentului a rămas cu un handicap pe viață la brațul stâng, pe care de asemenea l-a mascat adesea. Accidentul din copilărie i-ar fi salvat viața pentru că din cauza lui, Stalin a fost considerat inapt pentru serviciul militar și, prin urmare, nu a fost trimis în primele linii ale frontului în primul război mondial. Băiatul avea 1,68 m înălțime, părul negru și des, ochii galbeni, femeile ziceau că sunt galbeni ca mierea. Fața era ciupită de vărsat încă de mic, iar brațul stâng era țeapăn și mai puțin scurt decât dreptul, din cauza că fusese călcat de căruță în copilărie. Două degete de la piciorul stâng le avea lipite. Stalin era un personaj mai atrăgător și mai interesant decât monstrul în care s-a transformat odată ajuns la putere. Era un om complex, ciudat uneori, era frică de lupii din Siberia, de păianjeni, pisici și arici, dar adora câinii și caramelele și îi plăcea să mănânce tocarnă de iepure, heringi, brânză de capră și dulceață de căpșuni. Mulcea foarte mult, nu-l prea interesau banii și îmbrăcămintea, dar ținea să fie îngrijit, îi plăcea să vorbească la telefon pentru a controla și a-și arăta ubicuitatea, organiza de 2-3 ori pe săptămână cine, unde erau invitați reprezentați de seamă ai nomenclaturii. Stalin trăia totodată cu teama de a fi asasinat și numai pentru Roosevelt a acceptat pentru prima dată în viață să călătorească la conferința de la Teheran, pe 28 noiembrie, 1 decembrie 1943, fiind escortat de numai puțin de 27 de avioane de vânătoare. Mama lui Stalin l-a vrut preot.
În copilărie, Stalin fusese membru al unei cor bisericesc, iar la 17 ani a fost trimis de mama sa la un seminar ortodox din capitala Georgiei. Pentru a mai câștiga bani, o vreme a continuat să cânte într-un cor, însă mai târziu s-a declarat ateu și s-a răzvrătit împotriva studierii scripturilor, preferând să citească scrierile lui Karl Marx și să se alăture unui grup socialist local. În cele din urmă a părăsit seminarul, renunțând la ideea de a deveni preot. Primele sale joburi au fost educator și meteorolog. În adolescență, Stalin a lucrat ca educator pentru elevii de gimnaziu, însă a renunțat la slujba sa din cauza veniturilor mici. La vârsta de 21 de ani s-a angajat ca meteorolog la observatorul meteorologic de la Tiflis, un loc de muncă de noapte unde câștiga 20 de ruble pe lună. Toată viața sa, până la decesul fulgerător din martie 1953, Stalin a fost extrem de vigilent în a bloca din fașă orice încercare de cercetare, documentare și publicare a biografiei sale din tinerețe, care ar fi putut aduce atingere biografiei oficiale a dictatorului de mai târziu. Și avea și motive pentru care a vrut să facă asta. Iată de ce. Înainte de a deveni un conducător politic, a fost gangster. Un brigand și un criminal de drept comun, cu multiple arestări în Gruzia natală, spărgător de bănci și escroc calificat. A început prin a escroca banii de la patronii din Caucaz, ca taxă de protecție. Cine refuza să plătească primea un prim avertisment prin incendii organizate pe proprietățile lor, provocând pagube mai mari decât taxa de protecție cerută anterior. După aceste avertismente urmeau răpiri de persoane din familia patronilor. Există fotografii care îl arată pe Stalin în arhivele poliției din capitala Georgiei, astăzi Tbilisi, îmbrăcat ca Al Capone de la Chicago, super elegant din banii furați din spargerea băncilor Georgiei. Un alt lucru pe care Stalin l-a ascuns este că a fost bătut crunt de mama sa în copilărie. La vârsta de 80 de ani, mama sa a scris în memoriile nepublicate până astăzi că fiul ei a suferit când avea 6 ani două accidente care l-a lăsat invalid pe tot restul vieții. Cu mâna stângă rămasă mai scurtă decât cea dreaptă, despre care am amintit mai sus, senatorul democrat Claude Pepper a declarat la o conferință de presă din Miami, Florida, că în momentul în care l-a vizitat pe Stalin la Kremlin, l-a impresionat cel mai mult când a dat mâna cu Stalin. A spus că a observat că nu putea vedea mâna stângă a dictatorului deoarece mâneca hainei era mai lungă decât mâna respectivă. La o ultimă întâlnire pe care a avut-o Stalin, înainte de moartea mamei sale cu ea, în anii 1930, martirii oculari au relatat că Stalin a întrebat de ce îl bătea așa sălbatic când era copil, la care mama sa i-a răspuns prompt: dacă nu te băteam, nu ai fi ajuns ceea ce ești astăzi. La moartea mamei sale, la Tbilisi, Stalin nu s-a dus la funeralii, preferând să fie trimis altcineva care să se ocupe de mormântare. De reținut este și faptul că mama sa nu știa rusește și ca o consecință nu a putut vorbi cu copiii lui Stalin, Vasili și Svetlana, decât prin translatorii din gruzină în rusă. Toată lumea știe că Stalin era cumva paranoic. De unde provenea paranoia sa? Liderul sovietic suferea de o afecțiune a creierului numită arteroscleroză, arătau medicii săi, după moartea acestuia. Această boală provoacă acumularea de țesut gras în creier și a fost legată de o serie de afecțiuni psihice severe. Potrivit medicului său, arteroscleroza a fost probabil parțial responsabilă pentru paranoia și răutatea care l-au transformat într-un adevărat tiran. A sugera că suspiciunea și cruzimea lui Stalin, frica lui de dușmani, a fost creată în mare măsură de arteroscleroză, arterelor cerebrale. Țara este condusă de fapt de un bolnav, nota medicul într-un jurnal secret la moartea lui Stalin. Suspiciunea bolnăvicioasă l-a dus la o neîncredere fără temei, inclusiv față de importanții activiști de partid, pe care îi știa de mulți ani. Pretutindeni el vedea dușmani, ipocriți și spioni. Având putere nelimitată, el a instituit o tiranie crudă. Îl strivea pe un om fizic și moral. A creat o asemenea situație în care omul nu putea să-și exprime voința. Când Stalin spunea că trebuia arestat cineva, atunci însemna că acesta e un dușman al poporului. Îl descria scriitorul Alexander Sloșvitz în primul cec. Stalin era pasionat de filmele americane. Stalin ar fi fost pasionat de cinematografie.
iar genul său preferat erau filmele western cu John Wayne. Adesea își invita camarazii să petreacă noaptea în cinematograful său. De asemenea, era fascinat de Charlie Chaplin și de Tarzan. O anecdotă a vremii. Stalin participă la premierea unui film de comedie sovietic. El râde și zâmbește pe tot parcursul filmului. Dar după ce se termină, spune: mi-a plăcut comedia, dar avea o mustață ca și a mea. Împușcați-l. Toată lumea rămâne fără cuvinte, până când cineva sugerează: tovarășul Stalin, îi putem rade actorului mustața? Stalin răspunde: bună idee. Prima dată îl bărberiți, apoi trageți. Fiul lui Stalin a murit într-un lagăr nazist. Fiul lui Stalin, din prima sa căsătorie, a fost soldat în Armata Roșie, în timpul celui de-al doilea război mondial, și a fost capturat în etapele inițiale a reinvaziei germane asupra Uniunii Sovietice. Naziștii au propus eliberarea sa într-un schimb de prizonieri, dar Stalin a refuzat, probabil pentru că credea că Iacov s-a predat voluntar. Iacov a murit într-un lagăr de concentrare în 1943. Unul dintre lucrurile despre care ar fi trebuit să discutăm poate la începutul acestui videoclip este despre cum s-a născut numele de Stalin. Sursa numelui conspirativ sub care Osip Giukashvili a intrat în istorie, căci acesta era numele adevărat al lui Stalin, este următoarea. Printre numeroasele amante pe care le-a avut în Georgia, se numără și o activistă, pe numele Ludmila Stal. Era fiica proprietarului unei oțelării din sudul Ucrainei, cu 6 ani mai în vârstă și o veterană a închisorilor țariste. Idila lor amoroasă a fost intermitentă, întrucât ea s-a autoexilat la Paris. Aceasta a lucrat îndeaproape cu Lenin în exil și de câte ori s-au văzut cu Lenin în străinătate, Stalin s-a revăzut și cu Ludmila Stal, care a exercitat o evidentă influență asupra tânărului georgian. S-au revăzut în mod cert în anul 1917. Nu a supraviețuit nimic însă din prietenia lor, cu excepția unui surprinzătoare decizii pentru restul vieții sale. Georgianul Giukashvili, adevăratul nume al lui Stalin, a luat de la această Ludmila Stal numele său conspirativ de Stalin. Nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace. Stalin a fost nominalizat de 2 ori la Premiul Nobel pentru Pace, înainte ca atrocitățile comandate și politicile sale brutale să fie cunoscute în întreaga lume. Rolul său de a pune capăt celui de-al doilea război mondial i-au adus nominalizările din 1945 și în 1948. Chiar și cu aceste nominalizări a fost responsabil pentru moartea a 20 de milioane de oameni. Chiar dacă în timpul celui de-al doilea război mondial a fost considerat un membru important al puterilor aliate, regimul impus de el a cauzat un număr incredibil de victime. El este vinovat pentru moartea 20 de milioane de oameni, cetățeni ai propriului stat sau soldați. Metodele sale au variat: captivitate, maltratare, înfometare sau chiar sclavie. Cum arată de fapt Stalin în ultimii ani de viață? În romanul Primul Cec este portretizat cu totul diferit față de modul viguros în care liderul sovietic era prezentat lumii. El era un simplu bătrânel, cu ochii galbeni, cu părul roșcat, înfățișat negru în portrete, deja rărit, cu semnele de vărsatici colo pe fața cenușie, cu o pungă de piele ridicată pe gât, cu dinții înnegriți, inegali, puțin înclinați în interiorul gurii, care mirosea tutun de bună calitate, cu degetele grase și umede, care lăsau urme pe hărți și pe cârtii. Stalin moare având un atac cerebral. În timp de 12 ore el nu a fost tratat, iar niciun medic nu a venit să-l vadă. Vom vorbi poate despre asta într-un alt episod. Și în România, ceremoniile funerare au avut dimensiuni grandioase. Pe 8 martie 1953, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român împreună cu Consiliul de Ministri al Republicii Populare Române au emis o hotărâre care merită reprodusă pentru că a fost aplicată întocmai la nivel național. În ziua de luni, 9 martie, în momentul începerii funerariilor, tovarășul Iosif Visarionovici Stalin, la ora 11 dimineața, se va întrerupe lucrul pe timp de 3 minute, la toate întreprinderile și instituțiile din întreaga țară. La aceeași oră se va întrerupe în întreaga țară, pe timp de 3 minute, circulația trenurilor, tramvaielor, automobilelor și a altor vehicole, precum și a pietonilor din orașe. Din rapoartele Partidului Muncitoresc Român aflăm cifrele privind participarea. Pe 9 martie, în ziua înmormântării, la mitingul din piața Stalin din București, actuala piață Charles de Gaulle, au fost prezente 350.000 de persoane. La miticul din Cluj au fost 950.000 de persoane, iar la Timișoara 90.000, la Reșița 35.000,
în raionul Delta, o 17.000 de persoane. Alt raport face suma participanților. În toată țara, în zilele de 6, 7, 8 și 9 martie, s-au ținut 22.800 de adunări și 300 de meeting-uri de doliu, cu o participare totală de 7 milioane de cetățeni. Concluzia, o asemenea impresionantă participare și disciplină muncitorească n-a mai fost cunoscută până acum. De amintit pe final este și că în ziarul Scânteia, după moartea lui Stalin, au început să curgă elogiile sub semnături cu rezonanță. Mihail Sadoveanu scrie despre marele geniu al omenirii progresiste. George Călinescu scria despre o figură gigantică a istoriei. Eugen Frunză a compus o poezie. Așa ne învață Stalin. O strofă suna cam așa. Oricât ar fi de tare al morții braț cumplit, mai tare este Stalin. Nu? Stalin n-a murit. Asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă vrei să știi mai multe, dacă vrei să fii notificat la timp când lansăm materiale noi, apasă butonul roșu de subscribe și clopoțelul, abonează-te la canalul Adevărul Secrete, vizionează și alte materiale de pe acest canal, iar până data viitoare să ne auzim cu bine, dragi prieteni.